primul rând mi-am dorit să fiu doctor pentru că aveam o prietenă de familie care era asistentă medicală și îmi tot furniza materiale. După care mi-am dorit să fiu gimnastă și după care am lăsat o baltă cu ce vreau să fiu când o să fiu mare, pur și simplu eram eu. Pentru că este o meserie despre care am știut mereu că o să o fac cu mare pasiune și o să fie un drum permanent de autodescoperire. Mi-aduc aminte că era colegul meu, Radu Homicianu, în scenă și a picat curentul la sală mare. Blackout total. Am intrat noi colegii cu brichete și telefoane, s-a aprins lumina, a continuat spectacolul. La 5 minute, blackout din nou. Moment în care am intervenit și cei din primele rânduri din public, cu telefoane, brichete și toate cele, a fost foarte, foarte frumos. Nu gândi! În facultate, proful meu de actorie nu a vrut să lucreze cu mine la clasă un monolog de Macbeth, Lady Macbeth, până nu m-am vopsit brunetă. Avea el un pitic pe creier că trebuia să schimb ceva la mine, la imaginea mea. Și eu eram o blondă naturală foarte drăguță și până nu mi-am vopsit părul brunet, negru, nu a lucrat cu mine. Running. Je d'enfant. Verde. Salată. Ciocolată, orice. Ceai verde. Anthony Hopkins. Meryl Streep. Deocamdată citesc Marie Kondo. Unchiul Vanea. Mă uit la Friends deocamdată. Orice în afara ariei mele de confort. Arlechino și pierderea iubirii. Sunt foarte sensibilă.